Introducerea de noi taxe nu este agreată de prim vicepreședintele PNL Klaus Iohannis. El crede că bugetul statului poate fi mai mare prin combaterea evaziunii fiscale și nu prin impunerea de noi taxe sau impozite. Klaus Iohannis a spus că cineva trebuia să pună capăt evaziunii fiscale din România. Edilul crede că în ultimii ani guvernele s-au oferit să adopte o strategie în acest sens. Da, este un argument pe care l-au tot adus guvernele, că trebuie să rezolvăm în timp scurt și decât să combatem evaziunea, mai bine îmi creștem taxele. Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva, dar nu s-a discutat în conducerea PNL decât așa puțin cu titlu informativ, care ar fi teoretic variantele și noi nu am fost de acord cu nicio creștere de impozite și taxe. Klaus Iohannis a adăugat că nu mai există puncte divergente în ceea ce privește proiectul descentralizării. Municipiile primesc câteva baze sportive, ceva cinematografe, la alții sunt mai multe. Pentru Consiliul Județean lucrurile sunt un pic mai ample. Majoritatea instituțiilor care se descentralizează trec la consiliile județene, fără însă să fie copleșiți cei de la consiliile județene, mai au astfel de servicii, există expertiza de a conduce astfel de servicii și nu prevăd aici surprize foarte mari, sigur va fi însă o etapă în care vor trebui să se așeze lucrurile și să se adapteze la specificul fiecarei administrații județene. Legea va fi prezentată în Parlament cel mai probabil săptămâna viitoare.